Iată că și în această seară Dumnezeu ne-a dăruit harul să fim prezenți la adunare, să putem să ne rugăm, să cântăm, să cercetăm din nou Scripturile, să ne bucurăm de părtășie frățească, pentru toate numele Domnului să fie binecuvântat. În această seară, în lecția nouă, ne vom opri la pildele slujirii și vom vedea că felul în care trebuie să ne raportăm înaintea lui Dumnezeu, în diferite lucrări ce ne-au fost încredințate, este evidențiat în Biblie și prin câteva pilde. Pilda vierilor, pilda robilor credincios și necredincios, pilda ispravnicului necredincios și pilda robilor. Sunt și alte pilde, dar așa cum am amintit la început, pildele împărăției au fost tratate într-un alt ciclu de studii. Să începem prin a citi cuvintele Apostolului Pavel, scrise la 1 Corinteni, capitolul 4. Din care rezultă că el se considera un slujitor, stare, statut pe care trebuie să ne-l reconsiderăm din când în când pentru a ne autoevalua înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce putem să facem și pe parcursul acestei lecții. 1 Corinteni, capitolul 4, versetele 1 și 2. Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori al lui Hristos, ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Deci să ne cercetăm ce lucru ne-a fost încredințat. Să ne gândim de asemenea că Dumnezeu are foarte mulți slujitori, este un Dumnezeu mare, avem de-a face cu un cosmos etern, cu o împărăție eternă. În cartea profetului Daniel, capitolul 7, versetul 10, este scris că înaintea lui Dumnezeu stăteau slujitori nenumărați. Asta numai acolo, dar în întreg universul. Printre ei să ne ajute Domnul să fim și noi. Prima pildă pe care o vom studia, așa cum am spus și altă dată, nu va fi un studiu exhaustiv al pildelor, vom menționa doar câteva adevăruri din fiecare pildă studiată. Pilda vierilor. Să deschidem Scripturile la Matei capitolul 21, începând cu versetul 33 și să ne reamintim conținutul acestei pilde. Ascultați o altă pildă. Era un om, un gospodar, care a sădit o vie, a împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat în altă țară. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri ca să ia partea lui de rod. Vierii au pus mâna pe robii lui și pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. A mai trimis alți robi, mai mulți decât cei dintâi, și vierii i-au primit la fel. În urmă a trimis la ei pe fiul său zicând, vor primi cu cinste pe fiul meu. Dar vierii când au văzut pe fiul său, au zis între ei, iată moștenitorul venit să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui. Și au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora? Ei au răspuns, pe ticăloșii aceia ticăloșii va pierde. Și via va da altor vieri care vor da roadele la vremea lor. Domnul a luat o pildă din realitatea cotidiană. În vremea aceea obișnuiau proprietarii de vii să arendeze cultura de vițe de vie, să plece în altă țară, în Imperiul Roman exista posibilitatea de mișcare. Numai că acești oameni s-au dovedit a fi necinstiți și răi. În pofida încrederii ce le-a fost acordată, a bunătății vierului, ei s-au comportat într-un mod foarte agresiv, chiar criminal. Din această pildă, pe lângă elementul profetic, de altfel este o semi-alegorie, putem să învățăm și următoarele două adevăruri.
Atitudinea plină de ură a liderilor evrei din timpul Domnului Iisus Hristos, care s-a dovedit prin condamnarea lui la moarte, s-a repetat de multe ori în istorie prin urmașii lui, urmași cu ghilimele, cei ce s-au pretins a fi urmașii lui, cum și alții s-au pretins a fi urmașii lui Moise. Întotdeauna, oameni religioși care au beneficiat de susținere politică, de putere economică sau aport militar, în a-și susține scopurilor pământești, n-au slujit lui Dumnezeu, ba încă din potrivă, i-au prigonit pe adevărații slujitori a lui Dumnezeu. Am putea spune că din totdeauna, în poporul lui Dumnezeu, nominal vorbind, au fost două categorii de oameni, prigonitori și prigoniți. Cei firești prigonesc pe cei duhovnicești. Și să nu uităm că orice acțiune, orice atitudine față de copiii lui Dumnezeu este considerată de Tatăl Ceresc, de Stăpânul nostru, ca fiind orientată, îndreptată împotriva Lui. De fapt, atitudinea față de robii trimiși nu era atitudinea față de Stăpânul viei, atitudinea față de Fiul era atitudinea față de Tatăl Fiului. De aceea, să înțelegem istoria și să nu repetăm greșelile înaintașilor noștri. Cum spunea Gamaliel, să nu ne trezim că luptăm împotriva lui Dumnezeu. De altfel, Domnul Iisus Hristos și-a avertizat urmașii, citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, întărindu-i ca nu cumva să fie șocați, așa cum scrie și în capitolul 16, atunci când li se va întâmpla așa. Citim 15 de la versetul 19. De la 18 chiar. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este a ei, dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o, robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni, dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru vor păzi. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu cunosc pe cel ce m-a trimis. Deci, atitudinea represivă împotriva oamenilor și împotriva lui Dumnezeu este dată de necunoașterea adevărului veșnic, de puterea lui Dumnezeu, de autoritatea de care dispune, și oamenii se uită la interese de moment. Și repet, așa s-a întâmplat de multe ori în istorie. Spune Domnul tot aici, capitolul 16, versetul 1, v-am spus aceste lucruri pentru că atunci când se vor întâmpla, spune mai departe, dar citim tot textul, pentru că ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Au să vă dea afară din sinagogi, iată un dat afară din vie, va veni vremea când oricine vă va ucide, un alt dat afară din vie, să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu și se vor purta astfel cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. V-am spus aceste lucruri pentru că atunci când va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Și noi ne-am amintit în această seară. Nu degeaba în Apocalipsa e scris că martirii spun, până când, stăpâne, atâția robi dați afară, tu ești stăpânul viei. Să se împlinească numărul tuturora, să-și umplă paharul și apoi, cu adevărat, via va fi dată altora. Este dată aici, luată de la preos, dată la apostol, dar va fi în final dată în mâinile celor ce vor sluji lui Dumnezeu cu adevărat și asta pentru eternitate. Pietrele de poticnire, păcătoșii vor fi scoși afară din drepturile eclesiastice ce le pretind și vor rămâne adevărați slujitori, robi și trimiși a lui Dumnezeu. Un al doilea adevăr care se desprinde de aici, judecata vierilor își are vremea ei, dar va fi pe măsura mandatului primit și neonorat. Uneori ne mirăm de ce Dumnezeu îngăduie oameni în lume sau chiar în anumite posturi bisericești
structuri eclesiastice. Să ne gândim la momentul venirii în lumea Fiului Dumnezeu, deci a mai trăit o vreme Irod și abia mai târziu ei au putut să se întoarcă din Egipt? Sau să ne gândim chiar în urmă, în istoria veche, de ce a trebuit să mai trăiască mult faraonul acela care l-a urmărit pe Moise? Există o vreme pentru fiecare lucru și pentru judecată. Dar când se va rosti judecata, va fi potrivită cu vinovăția, cu mandatul pe care l-au avut acele persoane. Și să nu uităm că pentru cei credincioși, locul de unde începe judecata, cum spune și Petru în 1 sa epistolă, capitolul 4, judecata va fi mai grea. Pentru învățător, spune Iacov 3:1, judecata va fi mai aspră. Să ne amintim și de o altă pildă a Domnului, Matei, capitolul 25, din care extragem doar o idee, sau mai exact spus un argument în susținerea acestei idei, Matei 25, de la versetul 24. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă, m-am dus, ți-am ascuns talentul în pământ, ia-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a zis: rob, viclean și leneș, ai știut? Și observați judecata. Versetul 25, prima parte a judecației. Luați talentul și dați celui ce are 10 talanți. Adică li se va lua orice responsabilitate ce au avut-o. Pentru că celui ce are îi se va da, iar de la cel ce n-are, n-are pasiune să slujească, nu-i drept, nu-i corect în ceea ce face, îi se va lua ceea ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncat în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Deci cei credincioși care vor să fie judecați vor avea și durerea că au pierdut ceea ce primiseră. Ei de fapt avuseseră parte de un har. Și spune Scriptura, tot în privința aceasta, citim din Evrei capitolul 10, că judecata va fi cu atât mai aspră. Citim de la versetul 26, căci dacă păcătuim cu voia, și asta nu se poate numai pentru cei din vie, nu pentru cei din lume, pentru că scrie aici: după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Și asta va fi mai greu decât sentința legii lui Moise, pentru că scrie în finalul ideii în versetul 31, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu, care în pilda noastră este stăpânul. Întâi, robii au căzut pe mâna arendașilor, dar urma să vină vremea când arendașii se ajungă pe mâna stăpânului. Să trecem la o altă pildă, de fapt este o pildă dublă, Matei 24. Aici avem doi robi, unul credincios, altul necredincios. Citim textul care este prezentat și în Luca 12, dar ne oprim la versetele de aici, Matei 24, de la versetul 45. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale ca să le dea hrană la vremea hotărâtă? Fericit de robul acela care, pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Dar, dacă este un rob rău, care zice în inima lui: stăpânul meu zăbovește să vină. Dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului aceluia va veni ziua în care nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe. Îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Două imagini folosite de Domnul în contextul întrebării ucenicilor referitoare la sfârșitul veacului. Cum va fi atunci când Domnul va reveni? Adică pe unii va găsi în postura de rob credincios și pe alții în situația robului necredincios. Să observăm și de aici adevărul care trebuie aplicate. Adevăruri
surprinse de cuvintele Domnului, stări de care trebuie să ne ferim. În primul rând, privind la robul credincios, el este numit înțelept și se caracterizează prin respectarea întru totul a cerințelor stăpânului. Este foarte important să nu minimalizăm, să nu neglijăm vreun cuvânt al lui Dumnezeu. Să fim așa cum este scris despre Zaharia și Elisabeta, că păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului, așa cum nota evanghelistul Luca în cartea sa, capitolul 1, versetul 6. Despre acest rob aflăm din text că a fost fericit în lucrarea lui și a fost avansat. Și avansarea noastră de la slujirea care am avut-o aici la o alta eternă este o avansare pe care noi nici nu o putem imagina în raportul diferenței dintre ceea ce ne-a fost încredințat aici și ceea ce ne va fi încredințat în Împărăția lui Dumnezeu. Recitesc versetul 46 și 47. Fericit de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Cum? Făcând toate lucrurile la vremea potrivită, după un orar sfânt. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Știți că celor ce au slujit bine cu talanții, cu poli, le-a dat în stăpânire cetăți. Dumnezeu va prețui pe astfel de oameni. Să ne amintim de Iosua, care este prezentat în Scripturi ca slujitorul lui Moise, foarte credincios. Moise intra în cort, ieșa, ne spune Exod 33 cu 11, Iosua rămânea acolo. Moise vorbea pe munte cu Dumnezeu, Iosua l-aștepta undeva mai jos, îmi imaginez eu, spre poalele muntelui. Nu pleca de acolo. Și cine a fost avansat când Moise și-a încetat activitatea? Iosua, slujitorul credincios. El a primit cea mai de onoare poziție în Israel. Să ne gândim la credincioșia cu care ne îndeplinim activitățile de aici, nu prin prisma activităților de aici. A, ce dacă eu sunt ușier și întârziu? Dumnezeu are pentru mine o poziție acolo în slavă, care va depinde de felul în care eu mă îndeplinesc atribuțiile de aici. Asta rezultă din pilda aceasta. Să ne gândim că cei cărora trebuie să le dăm hrană la vreme potrivită, cei față de care slujim, sunt oamenii din jurul nostru. În primul rând, cei din adunarea Domnului. Noi acum slujim față de frați, față de cei din familie. Când va veni Împărăția lui Dumnezeu, vom sluji față de îngeri, față de alți oameni care au trăit în alte perioade istorice. Spune Scriptura, privind pe pagina din dreapta, Matei 25, versetul 44, cum s-au scuzat cei ce n-au slujit, cei ce au ratat momentul potrivit. N-au știut orarul de mers la spital, de îmbrăcat un sărac, de făcut un bine. Ascultați scuza lor. Atunci li se va răspunde. E răspunsul Domnului după scuzele lor. Citim și cuvintele lor. Doamne, când te-am văzut noi flămând, sau fiindu-ți sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță și nu ți-am slujit? Vedeți ce au pierdut? Momentele de slujire. N-au observat care e orarul potrivit. Și el drept răspuns le va zice, ori adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri și actualizând cu pilda noastră, la momentul potrivit. Să ne ajute Domnul să fim credincioși în fiecare zi. Asta e foarte important. Să ne amintim de pilda Samariteanului milostiv, cum o știm noi. Preotul și levitul au ratat momentul acela. A doua zi, dacă treceau pe acolo, nu mai era omul căzut de tâlhar, pentru că Samariteanul îl luase. N-au folosit ocazia, s-a dus. E foarte important să ne rugăm la vreme, dar în același timp să facem
un lucru bun să desfășurăm o anumită activitate într-un orar potrivit cu voia lui Dumnezeu. Să privim și spre robul cel necredincios. Observăm din spusele Domnului că el era rău, fățarnic, nu ținea cont nici de cerințele stăpânului, nici de drepturile colegilor. Toată pasiunea lui era pentru sine, să mănânce, să bea, plăceri păcătoase. Dar n-a fost înțelept ca celălalt, pentru că sfârșitul a fost groaznic. Fericirea lui a fost întreruptă de venirea neașteptată a stăpânului și, așa cum scrie în versetul 52, acesta îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Să adăugăm un amănunt din Evanghelia după Luca, care prezintă și el aceeași imagine, capitolul 12. De la versetul 45. Dar dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină. Când va începe să bată pe sluși, pe slujnice, să mănânce, să bea și să se îmbete. Stăpânul robului acelea va veni ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe. Dar de ce nu știe? Pentru că el a făcut anumite speculații și a zis, stăpânul meu zăbovește. Numai că aceste speculații s-au dovedit a fi o autoînșelare. El ar fi vrut să se pregătească pe când vine stăpân. Știa cine e stăpân, dar a crezut că pe moment își poate permite altceva. Cu siguranță toți am văzut în viață oameni care își propun să facă de mâine lucrurile bine, să se pocăiască în viitor. Asta este o greșeală majoră. Scriptura peste tot ne îndeamnă să folosim momentul, un acum, un astăzi, să trăim frumos, cum a fost întrebat odată cineva, dacă știi că Domnul vine la noapte, ce ai face astăzi? Și se spune că cel mai înțelept răspuns ar fi, nu mi-aș modifica orarul. Pentru că Domnul trebuie, poate să ne găsească la moară, în pat, la câmp, adică desfășurând în același timp activitățile specifice vieții, dar trăind frumos și respectând totodată orarul sfânt. Dumnezeu, dacă pe primul rob credincios îl va răsplăti în egală măsură, îl va pedepsi pe acesta. Se va întâmpla așa cum scrie în Proverbe, citesc din capitolul 14, versetul 35, un cuvânt scris de Solomon, un împărat are plăcere de un slujitor chibzuit. Și partea a doua, de nedorit, dar pe cel de ocară îl va atinge mânia lui. Și cel mai mare împărat Dumnezeu nu va fi mai prejos decât un monarh pământesc. Va ști să cinstească și să avanseze pe cel credincios, va ști să scoată din slujbă și să pedepsească pe cel necredincios. Să trecem la o altă pildă, pilda ispravnicului necredincios, Luca 16. O citim așa cum a fost rostit de Domnul Iisus și notată de acest evanghelist, de la versetul 1. Un om bogat avea un ispravnic care a fost pârât la el că risipește averea. El l-a chemat și a zis, ce aud eu vorbind despre tine? Dă socoteala de ispravnicia ta pentru că nu mai poți fi ispravnic. Ispravnicul și-a zis, ce am să fac dacă mi-a stăpânul ispravnicia? Să sap nu pot, să cerșesc mie rușine, știu ce am să fac, pentru că atunci când voi fi scos din ispravnicie, ei să mă primească în casele lor. A chemat pe fiecare din datornici stăpânului său și a zis celui din tâi, cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de unde lemn, a răspuns el. Și i-a zis, ia zapisul și șezi de grabă și scrie 50. Apoi a zis altuia, dar tu, cât ești dator? 100 de măsuri de grâu, a răspuns el. Și i-a zis, ia zapisul și scrie 80. Stăpânul l-a udat pe ispravnicul necredincios pentru că lucrase înțelepțește.
căci fiii veacului acestuia față de semenii lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când vor muri, să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari, cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Ispravnicul acesta, administratorul, cum avem noi termenul acum, și-a permis să folosească averea stăpânului după bunul său plac. Stăpânul urma să-l concedieze, însă în ultimul timp, înainte de a fi concediat, el a recurs la câteva manevre financiare care să-i asigure viitorul. De aici vreau să învățăm două adevăruri. Primul prin contrast și al doilea prin asemănare. Acest ispravnic nu este un exemplu de urmat întru totul. Este o pildă prin contrast, din care putem să înțelegem că folosirea bunurilor aflate temporar în administrare pot fi folosite în avantajul nostru prin acoperirea nevoilor de moment ale altora. Așa scrie aici în versetul 8. Fiii veacului acestuia față de semenii lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Deci Domnul nu i-a lăudat atitudinea, a scos în evidență înțelepciunea lui. A știut cu prezentul să-și asigure viitorul. Și Domnul a spus, și voi ați putea proceda așa. Pentru că atitudinea noastră față de semenii noștri care sunt în necaz, aici avem doi datornici, care n-aveau cu ce plăti la stăpân. În jurul nostru sunt oameni cu nevoi, materiale, sufletești. Ajutându-i, ni se va răsplăti în viitor. În viața asta și mai important și mai cu perspectivă, în împărăția lui Dumnezeu. Și a vrut Domnul să spună, voi nu vă știți orienta? Uite, omul acesta a știut să-și asigure viitorul. E drept, un viitor de moment pentru viața de aici. Să ne amintim de spusele Domnului care a zis, Matei 25, de la 34, în continuare, că atunci când va veni împărăția lui Dumnezeu, se vor scoate niște dosare de evidență a faptelor bune. A hrăni pe cineva, a-l îmbrăca, a-l vizita și ce se va răsplăti. Așadar, să ne trăim viața prin perspectiva viitorului. Să nu fim vorba aceea ca greierul care cântă vara că e cald și la iarnă merge la cerșit, la furnic. Să ne gândim la ce urmează. Și fiecare să-și folosească bunurile care Dumnezeu le-a dat. Poate cineva bunuri materiale, poate altuia Dumnezeu i-a dat darul să știe să mângâie, să ajute pe cineva care este căzut și în vremea noastră sunt suficienți oameni cu stres, cu depresii chiar. Poate altuia Dumnezeu i-a dat un timp și poate să-l folosească în rugăciune sau în a face fapte bune. Toate acestea sunt oportunități care să ne acopere și nevoile de moment, dar să ne asigure și avantaje pentru viitor. O a doua idee care rezultă de aici, aceasta prin exemplu direct, acest ispravnic a fost necredincios. El mintea în acte. Și Domnul a spus aici, citesc versetul 10, cine este necredincios în cele mai mici lucruri, credincios în cele mari. Și cine e nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, poate acest termen încurcă pe unii la înțelegerea pildei, eu mai degrabă folosesc, am auzit și explicația asta, bogății nesigure, pentru că la subsol, drept dovadă că nici autorul n-a fost întru totul sigur pe termenul acesta, a trecut mamona, adică tot ceea ce ține de bunurile materiale, care sunt vremelnice. Sunt și nedrepte sub aspectul că le-am moștenit și la urma urmei Dumnezeu ni le dă, nu sunt în fond proprietatea noastră. Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, că ce avem pe pământ este în administrarea noastră, cine vă va da ce este al vostru, adică ce va fi în veșnicii, va fi al nostru, în sensul că ne rămâne. Acolo nu vom mai folosi vremelnic și apoi ne scoate din ele sau se naționalizează și le pierdem. Să înțelegem de aici că
Necredincioșia duce la pierderea postului încredințat. Și necredincioșia se dovedește chiar prin lucruri mici. Așa cum aminteam și în pilda vierilor, nu te achizi de sarcinile tale de serviciu, nu-ți respecti fișa postului cu tot ceea ce ține de la activitate, la norme de tehnică și securitate, pierzi postul acela. Nu trebuie să faci neapărat greșeli mari. Domnul a enunțat acest principiu, cine e credincios în cele mici, credincios în cele mari. Și cu nedreptatea este la fel. Și credincioșia ne este necesară ca să putem primi adevăratele posturi de administrare în Împărăția lui Dumnezeu. Toate aceste pilde, iată ca omenirea să ne pună în temă, să ne achităm de datoriile care Dumnezeu ne le-a încredințat și în tot ceea ce facem, să facem cu toată inima, în curăție, Doamne, ajută-ne! Chiar la serviciu. Învățătura apostolică merge până acolo, scrie în Efeseni, capitolul 6. Citesc de la versetul 6. Pentru angajați în raport cu patronii. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ar vrea să placeți oamenilor, ci ca niște robi al lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu, slujiți-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor. Deci dacă până și felul în care fac eu meseria are de-a face cu spiritualitatea mea, atunci cum n-ar conta înaintea lui Dumnezeu felul în care îndeplinesc eu slujba la adunare? De la venitul la repetiții până la cântat. De la respectarea orarului când sunt programat, în plan local sau în misiune, sau sâmbăta învățătorii la copii, sau orice altă activitate. Oricât ar fi de mică, ne cere credincioșie și responsabilitate. Am observat din scrisorile Apostolului Pavel că îl numește de două ori pe Tihic, unul dintre colaboratorii lui, despre care nu știm prea multe, dar ascultați-mă ce știm. Efeseni, capitolul 6, versetul 21, și dumneavoastră puteți acasă găsi sau poate îl știți și celălalt verset care îl prezintă la fel. Acum, ca să știți și voi despre mine, Tihic, preiubitul frate, și atenție, și slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul. Avea încredere Pavel că acest Tihic transmite exact informațiile necesare, e credincios. Nu spunem plus, înțeleg eu? Nu va lăsa ceva netransmis. Și ultima pildă, pilda robilor. Evanghelia după Luca, capitolul 17. Citim de la versetul 7 la 10. Cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paște oile, va zice când vine de la câmp, vine odată și șez la masă? Nu-i va zice mai degrabă, gătește-mi să mănânc, încinte și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu, după aceea vei mânca și vei bea și tu? Va rămâne el îndatorat față de robul acela pentru că robul a făcut ce fusese poruncit? Nu cred. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram datori să facem. Domnul ia ca exemplu activitățile zilnice a unui sclav, fie la câmp, fie acasă, toate sub porunca stăpânului, pentru a ne învăța pe noi, printre altele și următoarele. Dacă atunci condițiile de sclav cereau efort după efort, uneori slujirea lui Dumnezeu este asemănătoare. Și ni se pare nouă că sunt prea multe eforturi succesive. Asta în raport cu libertatea oamenilor din lume. Poate ne înșeală faptul că ei stau la masă înaintea noastră. De exemplu, ei mănâncă atunci când vor. Noi postim, mâncăm mai târziu. Ei se miră de noi că venim de atâtea ori la adunare sau ne îndelicim cu activități sfinte sau pe lângă cele bisericești. Mergem la bolnav sau cercetăm pe săraci. Pe când ei își permit să ia pauză, să se distreze. Și la noi, efort după efort. Ce să mai spun de o casă de copii? Efort după efort.
Dragii mei, trebuie să ne cunoaștem statutul de rob. Urmașii lui Hristos știu că acum suntem robi. Și stăpânul ne poruncește să facem asta, după aceea ne cere să facem alta. Și e drept să le facem. Este datoria noastră. Domnul a spus, citesc din Matei 20, dându-se exemplu chiar pe sine, de la versetul 26, între voi să nu fie așa, ca la cei din afară, ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Cu alte cuvinte, toată lumea la treabă. Și oricare vrea să fie cel din tâi între voi, să vă fie rob, pentru că nici Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Partea asta de la urmă a fost numai a Lui. Noi suntem numai cu slujirea. Așadar, să fim adevărați slujitori, este un cuvânt în cartea 2 Samuel 15:15, unde slujitorul lui David, într-un moment greu, ocazionat de răscoala lui Absalom, îi spun: poruncește și noi vom face tot ce spui. Dacă David a avut asemenea slujitori, cred că Dumnezeu trebuie să aibă cu atât mai mult oameni care îl ascultă în orice moment. Un al doilea adevăr din această pildă, ea evidențiază în prim plan slujirea, sclavia, cum era atunci. Dar totuși aici este scris că până la urmă vine vremea la rob să stea la masă. Să știți că se termină și pentru noi slujirea. Și șederea la masă va fi o realitate binecuvântată în împărăția lui Dumnezeu. Când vom sta atunci la masă, nu ne va părea rău de niciun moment de slujire, să știți. Când ne va răsplăti Dumnezeu și ne va pune pe posturile care ne le-a rânduit, ne vom bucura de credincioșia noastră în cele mici sau în cele mari. Se va merita, spunea Domnul Iisus, citesc din Ioan, capitolul 12, versetele 25 și 26, aici diferența dintre noi și ei de afară. Cine își iubește viața o va pierde, oamenii țin la viață, vor să stea la masă, da? Se termină cu statul la masă pe pământ. Dar cine își urăște viața și efort după efort, în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică, pentru vremea când vom sta la masă. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva Tatăl, îl va cinsti. Să încheiem evidențind cele două aspecte, negativ și pozitiv. Pedeapsa pentru inactivitate, un lucru încredințat, se asociază de regulă cu un comportament păcătos. Această pedeapsă va fi în funcție de statutul fiecărui slujitor. Asta citim în Luca, cuvintele Domnului, capitolul 12, de la versetul 48. Haideți și 47. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui s-a dat mult, îi se va cere mult, și cui s-a încredințat mult, îi se va cere mai mult. Deci pedeapsa va fi în funcție de cât a știut fiecare, de poziția care a avut-o, dar pentru inactivitate, care, repet, se asociază de regulă cu păcatul, Dumnezeu pedepsește. Pentru activitate, pentru slujire, la timp, în credincioșie, Dumnezeu va răsplăti, să reținem, nu doar efortul, nu doar cantitatea, volumul, Dumnezeu va răsplăti și calitatea, credincioșia, dragostea o care facem anumite lucrare. Dacă nu avem nevoie să ne lăudăm lepădarea de sine, toate astea se iau în calcul înaintea lui Dumnezeu. Va fi un foc, spune Apostolul Pavel în Corinteni 3, de la 10 la 15, care va dovedi lucrarea fiecăruia. Cu ce inimă am făcut? Cu ce interes? Am fost răsplătit aici? N-am fost? Așadar, să ne gândim bine. Avem de-a face cu un Dumnezeu care vede totul, răsplătește totul, să nu ne comparăm cu cei de afară și slujim cu dragă inimă. Și în final, ca o urare, vă citesc cele scrise în Exod, capitolul 23, versetul 25, pentru a ne motiva în slujire și a ști că Dumnezeu răsplătește. Exod 23:25. Voi să slujiți Domnului Dumnezeului vostru, și El vă va binecuvânta pâinea și apele,
și va depărta boala din mijlocul tău. Amin.